astăzi o să facem un car vlog și o să povestim despre cum, da, adică hai să vă zic altfel, să nu încep așa ca de obicei. O să vă explic cum am vrut să dau o țeapă, dar de fapt am luat țeapă sau oarecum ne-am țăpit unul pe altul, știi? Nu am vorbit despre chestia asta până acum pentru că vreau să fac un videoclip mai special. Nu o să am timp, așa că haide să vă povestesc cum am încercat să-l fraierez pe unul, el a încercat să mă fraierească pe mine și într-un final ne-am fraierit amândoi. Dar bine, că nimeni nu a pierdut bani și oarecum amândoi ne-am scos banii pe mașini, investiția cum ar veni. Înainte să vă povestesc despre această țeapă, să știți că nu sunt mândru deloc de ceea ce am făcut, nu recomand la nimeni să facă asta și după cum știți, tot timpul am fost sincer cu comunitatea și niciodată nu am avut nimic de ascuns, tot timpul am spus când am dat o țeapă, cum am luat țepe și cum stă treaba cu mașini și cu toate astea. În mare parte este vorba despre un BMW 320 de prin 2006, pe care îl cumpărasem la un preț de nimica. La prima vedere mașina era ok, nu avea nicio problemă, părea că e super și că am prins castana și gata, o cumpăr la un preț de nimic, o vând la un preț mai mare și am făcut și eu un profit destul de frumos. La 2 zile, 3 zile după ce am cumpărat-o, m-am trezit că mașina avea o grămadă de probleme, inclusiv ceva pe la motor. Cea mai nașpa problemă este că după 2 zile, dacă nu mă înșel, după ce am cumpărat mașina, am plecat până la Petroșani și am dat un pic mai mult în gură la mașină și a început să scoată fum, frate. Și nu un pic de fum, fum foarte mult în ultimul hal. Erau momente când scotea fum, momente când nu scotea fum. Bineînțeles că m-am dus la service să văd dacă aflu care este problema la mașină. Am lăsat mașina acolo pentru că în ziua aceea nu avea timp să se ocupe de ea. A doua zi mă duc la service și na, lucrau la mașină și mi-a spus că a găsit problema de la fum, dar pe lângă problema aia mai este și altă problemă, adică mai sunt și alte probleme. Dar în general fum scoate din cauza că orningurile de la injectoare sau de la supape, valve, habar nu am de la ce, orningurile alea nu mai sunt bune, trebuie schimbate. Mi-a mai spus că trebuie schimbat încă ceva, dar nu mai știu ce, pentru că asta s-a întâmplat acum vreo 3-4 ani și toate costurile cu tot cu manoperă erau undeva la 700 de lei. Am făcut rapid un calcul cu banii pe care i-am dat pe mașină, banii pe care îi dau la service și banii pe care o să-i mai investesc în mașină, pentru că trebuia să-i cumpăr niște capace, trebuia să-i fac un polish, faruri, mi se pare că nu avea plăcuțe bune pe spate, trebuia să schimb plăcuțele și eu am evaluat situația, am evaluat prețul final cu tot cu investiție și cu cât o să vând mașina dacă rămâne și mie bani. Cumpărând mașina la un preț foarte mic, investițiile de maxim 350 de euro, puteam să-mi scot un profit de 500 de euro la mașina aia dacă o vindeam pe bani. Dar bineînțeles că am găsit altă ofertă la schimb plus diferență de bani și drumul ce mi-l plătea ăla. Dar bine, era țeapă. În fine, oameni buni, prima dată mă duc și eu până la magazin să-mi fac niște cumpărături și după aceea continuăm povestea. Ok, am venit și eu de la magazin. Bun, mi-am făcut niște cumpărături, că aveam de cumpărat o grămadă. După cum am spus, am făcut repede un calcul să văd ce profit îmi rămâne, dacă se merită să o repar sau dacă o vând așa și menționez despre problemă. Mi-a făcut mașina, mi-a schimbat orningurile alea sau nu mai știu, simiringuri, nu mai știu cum se numesc. Toate bune și frumoase, am apucat, am dat polish la mașină, faruri, am cumpărat la roți căpăcele, am schimbat pe spate discuri, dar la mâna a doua nu noi. Am schimbat plăcuțe, plăcuțele le-am pus noi și discurile erau duse pe spate și a mai durat cam o săptămână să o pun la punct din toate punctele de vedere, dar între timp a mai apărut o problemă la mașină. Pe zi ce trecea și mergeam cu mașina, se auzea o bătaie în motor. Bătaia aceea se auzea din ce în ce mai tare. Dar nu era o bătaie din motor, era, cred că, de la tachet sau ceva genul. Mă duc înapoi la mecanic și îl întreb, știi ceva despre chestia asta, de ce se aude? Că uite, acum două zile a început să se audă un pic, eram pe sub capotă și am sesizat-o. Ieri s-a auzit din ce în ce mai tare, astăzi se aude din ce în ce mai tare și, na, să nu se agraveze, să nu fie ceva mai grav. La fel, las mașina acolo și nu știu ce au făcut ei pe la mașină, dar m-au sunat în ziua aia și mi-a spus că mașina pur și simplu a fost
pregătită de vânzare, a avut nu știu ce aditiv prin motor, a avut nu știu ce ulei prin motor. Cunoșteam și eu faza asta pentru că și eu am mai făcut chestii din astea. Deci oarecum mi-am meritat soarta cu mașina aia. Pentru a repara-o trebuie să desfacă mai multe, va fi destul de costisitor să o repar și multe altele. Ei bine, i-am spus că de data asta să nu o repare, că mă descurc eu. Am luat mașina și bineînțeles a urmat să o pregătesc de vânzare. Ca să dispară bătaia din motor, am băgat și eu aditiv. În momentul în care am băgat aditivul ăla, am impresia că a stricat din nou orningurile sau simiringurile pe care le schimbase, pentru că după câteva zile, după ce am băgat aditivul ăla, a început mașina să scoată din nou fum. Mai pe scurt, motorul la mașina asta era varză, din toate punctele de vedere. Varză, varză. Acum, ca să scap și de fumul ăsta, am mai cumpărat, bineînțeles, alt aditiv și am băgat aditiv să nu mai dea fum. În momentul în care am băgat și aditivul ăsta, nu am mai umblat cu mașina. Știam că dacă umblu, am toate șansele să se ducă aditivul, efectul la aditivul ăla și să scoată din nou fum. Așa că am lăsat mașina în parcare, i-am făcut poze frumoase și am pus-o la vânzare. Am stat cu mașina câteva zile, am găsit doar oferte din alea nașpa. Uite, m-am speriat, am crezut că e verde. Doar oferte nașpa, oferte care nu erau, adică nu scoteam niciun ban, nu scoteam nici investiția și toate astea, da. Și până la urmă am schimbat anunțul, am schimbat descrierea și am pus acolo vând sau schimb plus diferent. Primesc un telefon într-o zi: salut, am văzut că ai o mașină la vânzare, am și eu una, te interesează un schimb? Am și eu tot BMW, doar că na, vreau să-l schimb, că m-am săturat de mașina asta, o am deja de 5-6 ani de zile, nu știu de ce, dar mi-a plăcut mașina ta și na, poate te interesează un schimb. Îmi dă mai multe detalii despre mașină, îmi spune că este ok, că nu are probleme, pur și simplu s-a săturat de mașină și vrea să facă o schimbare. Prețul la mașina lui era un pic mai mic decât prețul la mașina mea, cu vreo 100 de euro, în situația în care făceam schimb, pentru că întotdeauna când faci un schimb, prețul îl crești la mașină. Dacă e să vinzi mașina, o vinzi cu 2000, dacă e să faci schimb, o evaluezi la 2500. Dau doar un exemplu, mamă ce soare. Îi zic, păi și cum vrei să procedăm? Și zice, uite, dacă vrei, vii tu la mine, îți plătesc drumul și îți mai dau 50 de euro. Adică drumul până la el dus întors plus 50 de euro, era fix 100 de euro diferența pe care trebuia să mi-o dea. Am stat și m-am gândit, am calculat kilometrii pe care aveam de făcut până la el și nu știam ce să fac. Am stat un pic cu morcovul în funduleț, pentru că dacă mă duceam distanța asta la el, aveam toate șansele să se ducă aditivul ăla din motor sau aditivii ăia, să înceapă să bată, să înceapă să scoată fum. Și da, știu, am fost nenorocit pentru că am fraierit bietul om. Până la urmă m-am gândit, mai aveam un pic de aditiv din ăia prin bidoane și am zis, no, bine, hai că mă duc. Am spus că în momentul în care îi să ajung, atunci o să mai torn din bidoanele alea puțin în motor, cât o probează ăsta, să nu mai scoată fum sau să bată motor. Mă apropii să ajung la o acasă, îi dau telefon că mai am 10 km și ajung, mă opresc, bineînțeles, bag aditivii ăia în motor, mă întâlnesc cu el, dăm mâna, ne punem mașină lângă mașină, el se uită la a mea, eu mă uit la a lui, eu încerc să îl presez, să nu stau mult, să nu apară vreo problemă la mașină, el la fel, mă întreabă dacă mă grăbesc, el se cam grăbește, hai să ne uităm pe sub capotă, să dăm o tură cu mașina, să vedem cum merge, dacă vreau, dacă nu vreau. Eu bineînțeles că m-am uitat bine la mașină, nu am sesizat nimic, i-am spus, nu frate, că te cred, lasă, stai liniștit, că am încredere, merg pe încredere, nu știu ce. La fel și eu când i-am spus să probeze mașina, mi-a spus, stai liniștit, că am încredere, merg pe încredere, toate bune și frumoase. El s-a uitat, nu a văzut nimic a suspect, eu m-am uitat la mașină, nu am văzut nimic suspect. BMW-ul lui era un seria 5, al meu seria 3. Am verificat totul la mașină, am balat-o, m-am uitat sub capot, am ascultat motorul, m-am uitat peste tot, nu rugină, nu semne de accidente, nu nimic, pe atunci nu lucram cu car vertical, nu aveam tangențe cu car vertical. În fine, după cum am spus, noi ne presam unul pe altul să scăpăm unul de altul. Eu să scap de el să nu afle vreo problemă, el să scape de mine să nu afle vreo problemă. Am uitat să menționez despre fiscal. Eu aveam fiscal la mașină, el la fel avea fiscal, doar că eu trecusem mașina doar la taxe și impozite, nu am transcris-o pe numele meu. Aveam fiscalul de la băiatul de unde cumpărasem o mașină foarte ieftină, o băgasem la taxe și impozite și automat, în cazul în care o vindeam, în timp de 3 luni, eu nu mai trebuia să scot numere, să o pun pe numele meu, trebuia doar să-mi scot fiscal și să dau fiscalul mai departe. Înainte să plec de acasă, i-am spus omului că să nu mă facă
să vin până acolo degeaba și din astea, că eu dacă scot fiscal, automat mașina va fi pe numele lui și tot felul de chestii din astea. El la fel mi-a zis, bă, stai liniștit, dacă vrei, uite, mă duc, scot eu fiscal primul și ți-l arăt și din astea. Și când am văzut că omul e hotărât și din astea, am zis, bă, oricum mașina asta nu mai iau mult pe ea și dacă vine unul care se pricepe sau începe și scoate fum în momentul în care vine unul, ori mă fac de rahat, ori îmi dă omul în cap. Că l-am făcut să vină nu știu câte sute de kilometri să vadă o mașină care are bătăi în motor și scoate fum. După ce am probat mașinile și după ce m-a presat și el, l-am presat și eu să scăpăm unul de altul, îi spun, bă, hai să facem fiscalul, mergem, scoate omul fiscal la mașină, toate bune și frumoase, facem schimb de fiscal. Oarecum din momentul acela el a rămas cu mașina mea, eu am rămas cu mașina lui. Mi-a dat omul 50 de euro, am bătut palma, ne urcăm fiecare mașini și plecăm. Problema e că eu nu am prea avut cine știe ce probleme la mașină, în afară de faptul că la un moment dat am văzut că crește apa și ajunge peste 100 de grade. Când am văzut chestia asta, imediat mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și nu este normal să urce apa peste 100 dacă mașina ar fi ok. Dar am stat și m-am gândit, îi dădusem un pic în gură, o forțasem și am zis, bă, poate din cauza că nu, am nenorocit-o un pic, am testat-o atunci. Am lăsat-o un pic mai moale, am mers normal, regulamentar, am încercat să merg cât mai subturat și am văzut că a început apa să scadă și m-am liniștit. Dar după un anumit număr de kilometri, la fel, am băgat piciorul în ea și am văzut că urcă apa. Asta a fost prima problemă pe care am sesizat-o, dar am spus că, bă, e ok, că poate este din cauza mea. În fine, ajung acasă cu bine. Apa tot peste 100 era. Am lăsat mașina în parcare, mă duc în casă, fac de lucru prin casă, după aceea ies din nou la mașină și când ies la mașină văd sub mașină o baltă de apă. Ridic capota și pe la capacul, pe la ăla de aerisire de apă, ieșeau bulburuci de apă. Mașina oprită de vreo 15 minute. Deci mașina era oprită de 15 minute și pe la bulbul ăla de aerisire încă ieșeau bulburuci cu apă și un fel de spumă. Pun mâna pe radiator, pe furtune, pe alea pe acolo, văd că sunt toate foarte fierbinți și zic, bă, o mai las puțin să se răcească, după aceea desfac capacul să văd despre ce este vorba. După ce s-a răcit, am desfăcut capacul de la apă și am văzut acolo iadul. Când am deschis capacul, numai spumă, numai ulei pe deasupra și pe capac și pe ăla și mi-am dat seama că mi-am luat țeapă. Am sunat un prieten să-l întreb despre problema asta pentru că nu știam sigur ce problemă îi și ăla a început să-mi zic, a, păi s-ar putea să fie chiuloasă, garnitura de chiuloasă, să fie vreo fisură, să fie nu știu ce. Ce îmi spunea el nu părea atât de grav pe cât urma să fie de grav. Îmi spune să o las așa, că vine el pe la mine și ne uităm împreună și desface. Vine prietenul ăsta pe la mine, se uită, spune, bă, cred că e garnitura de chiuloasă, fiind BMW, na, toată lumea trage pe ele, le forțează, le rupe în două. Hai să-i schimbăm garnitura de chiuloasă și vedem dacă găsim ceva în neregulă când desfacem chiuloasa. A doua zi cumpăr garnitura de chiuloasă, silicon, toate alea, se apucă omul de treabă să-mi schimbe chiuloasa. Toate bune și frumoase, nicio problemă, chiuloasa dreaptă, la motor drept, totul bun, nu părea nimic, fisuri, pierderi, toate astea, totul părea ok. Schimbă garnitura de chiuloasă, pune totul la loc, mă urc în mașină, dau o tură cu mașina, totul perfect, nu urcă apa, nu se întâmpla nimic. Între timp ce mergeam cu mașina, îi dau un pic în gură, o nenorocesc un pic și se aprinde check-in-ul. După ce se aprinde check-in-ul, m-am panicat, vă dați seama, m-am făcut negru la față. Mi se aprinde uleiul. După ce mi se aprinde uleiul, începe și apa și urcă. Mamă, frate, când am văzut, gata, mi-am dat seama. În momentul ăla, mi-a picat fața, mi-a picat cerul în cap, aveam niște emoții de nu mai puteam, deja îmi transpirase mâinile pe volan, pe schimbător și mi-am dat seama că mașina nu este ok și ăla o pregătise. Mi-am dat seama că nu este bine să dai țeapă la nimeni pentru că, uite, cât de ușor o dai, așa de ușor ți se întoarce. Ajung înapoi în fața blocului cu băiatul ăsta, ne uităm sub capotă și la fel fierbea motorul și dădea apă pe suprapluș, pe acolo, pe la furtun, pe la șurubelul ăla și m-am învățat minte și am înțeles lecția că dacă încerci să dai țeapă, îți iei țeapă. În mare parte, motorul la mașina aia era varză, nu mergea termocupla, nu mergea ventilator, dacă dădeai drumul la AC, băga un pic rece, dar imediat după asta fierbea motorul în ultimul hal. Dar știți cum fierbea? Mamă! Fierbea mai rău față de cum mergeai și dădeai în gură.
Tot motorul a fost varză, am putut până la urmă să o repar, am putut să o cârpesc, am reușit să o fac, să o aduc în stadiu în care trebuia și să o vând oarecum la banii pe care i-am dat pe prima mașină și banii pe care i-am investit în asta să o repar. Nu am luat nicio țeapă pentru că mi-am scos până la ultimul leu. Nu am făcut profit, am pierdut vreo 200 de lei, dar totuși mi-am scos banii și nu am căzut în gaură. Și asta a fost o lecție și o învățare de minte, să nu mai dau țepe. Asta este a patra sau a cincea țeapă pe care am încercat să o dau. Am mai încercat odată să mai dau o țeapă la cineva și tot așa am dat țeapa aia, după aceea mi-am luat alta în schimb, o să povestim și despre aia în alt episod. Deci oarecum s-a echilibrat, știți, e vorba aia cu karma. Și chiar e adevărată. De atunci am zis că nu are rost să mai umblu cu ciori vopsite, nu are rost să mă mai chinui să dau țepe la oameni, pentru că la fel cum dau eu țeapă, la fel de ușor pot să iau țeapă oricând. Mi-am învățat lecția, oameni buni, exact cum mi-am spus mie, vă spun și vouă. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și să știi că de fiecare dată toate chestiile astea se întorc. Nu ai parte de nimic, banii pe care îi faci din țepe se duc imediat și cel mai nașpa este că te bucuri atunci pe moment, dar în momentul în care ți se întoarce, atunci o să simți ceea ce simte și ăla pe care tu îl țăpești. Știu că mulți o să mă judecați și o să-mi scoateți ochii la maxim, dar asta este situația, toți am dat o țeapă, toți am fraierit pe cineva, toți am umblat cu măgării, așa că na, oarecum dăm, ne spovedim acum, dăm tot răul ăsta afară din noi. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike și până data viitoare, v-am pupat, bye bye!